Hei, salutare, dragi prieteni, am venit la Porumbel Show și acum, în seara asta, am reușit să primesc porumbelul câștigat la o tombolă organizată de Nicu Man. Dacă vreți să vă abonați la canalul lui, el o să mai facă tombole cu porumbei, o să vii dea gratis. Dacă doriți, aveți un link în descriere, puteți să mergeți la canalul lui și să vă abonați. Chiar la 1000 de abonați, cred că o să mai fac o tombolă. Și haide să-l ajutăm. Și eu cred că o să fac o tombolă. Mulți mi-au spus că, uite, și tu ai 1100 și ceva de abonați, n-ai făcut niciodată nicio tombolă, nimic. Dar o să fac, cred că la primăvară sau la vară, o tombolă în care o să includă, cred că, mai mult de 10 pui, dar riscurile sunt în felul următor. Eu o să vă dau pui, dar o să trebuiască să suportați transportul, să-l plătiți. Nu știu cât o să fie transportul, în general este 50 de lei per porumbel. Acum nu o să dau mai mulți la o persoană, o să dau câte unul la o persoană. Sperăm să pot să fac acest lucru. Deci hai să vă arăt și în ce cutie a... Da, deci în lada aceasta a venit o lădiță destul de mică, compactă. Vedem că este prinsă cu niște șuruburi și aici două și aici două. N-am desfăcut până acum. Acum este momentul să vedem ce se află în cutie, să vedem cum arată porumbelul la mână. Deci o să revin după ce o să deschid cutia. Da, deci n-am reușit să desfac cutia. Asta este femeluța, cum vedeți. Este o femeluță albastră, frumoasă. Hai să vă arăt și seria. Nu știu dacă se vede. Stai că invers trebuie să o ții. Hai să vă spun seria. 900762. E 2020. Da, să încerc să vă arăt și vouă aici. Așa. Invers trebuie. Cred că se vede, dar asta este seria. Acum să mă uit și la ea. Are un penaj foarte... foarte mătăsos, foarte, foarte bun. Se vede că se ocupă de porumbei foarte bine, cum vedeți. Pudrat foarte tare penajul. Cum vedeți și voi, sper că se vede. Mai are, este o femelă tardivă, mai are de năpălit 5 pene, cam de aici, după cum văd eu. Așa, sper să vedeți. Da, sternul drept, musculatură moale, chiar elastică. Antebrațul este scurt, dar este un pic lung antebrațul. Antebrațul este puțin lung, dar nu foarte, foarte tare, este acceptabil. Cum vedeți, echilibrată femela. Așa, o să o țin în carantină. Acum sunt aici la porumbe pentru că am becul aici și pot să filmez. Dar o să o bag într-o volieră separată timp de 3-4 zile. Să vedem dacă nu are ceva. Da. Hai să vă arăt și ochiul, nu știu cum că așa, stai să focalizeze, nu vrea să focalizeze, dar este un ochi frumos. Da, per total, femela arată bine, încă nu știu dacă este zburată sau nu, nu cred că este zburată, că este tardivă, dar arată bine. Formă are chiar bună,
adică nici chiar foarte slăbite, cum vedeți, asta vă arăt, nici foarte slăbite, dar nici foarte grase. Așa, pieptul frumos. Este o femeie de talie medie. Și să vedem ce o să reproducă. Sperăm să dea pui cât mai bun. Noutăți în volier ar fi că mai avem și noi pui. Acum avem chiar 4 puișori. Dar o să apară videoclipul ăsta, cred că mâine sau alaltă. Depinde, o să fie o diferență între videoclipuri. Sperăm să nu ne înghețe. Se anunță căldură. E miercuri, o să fie cald. Chiar o să ajungă și la plus 12 grade, ceea ce mă bucură foarte tare. Și cam atât cu acest videoclip. Sper că v-a plăcut. Nu uitați să vă abonați la mine și respectiv la Nicuman. Aveți link în descriere. Și revenim cu videoclipul cu puișorii. Pa, pa!